dimineața, părinte. Bună dimineața, Victor. Suntem emoționați pentru că suntem într-un loc nu... Absolut istoric. Trebuie să recunoaștem că dincolo de durerea care se strânge aici și de tot ceea ce a însemnat penitenciarul Gherlea, că aici suntem, ne aflăm în locul în care istoria se poate scrie oricând. Există tratate importante de istorie privind Gherla. Și cred că n-ar trebui să începem neapărat cu rana noastră dureroasă din perioada comunistă. Aș începe un pic mai devreme. Localitatea se chema Armenopolis, Hayakagak în armeană. Avea 3 localități, Gherla, Băița, Hăjdată și Silvaș, 4 de fapt. Sunt descoperit încă din Paleolitic, la Someșul Mic se descoperă în 1957 un silex, e prezentă cultura de Tisa, cultura de Sighișoara, Wittenberg, cultura de Hasasteană, cea din epoca fierului. Un casul roman în care a staționat Ala Secunda Galorum et Pannoniorum, una dintre cele 8 unități din Dacia Porolilensis. Adică suntem într-o lume istorică și trebuie să știi că una dintre descoperirile de aici, din castru, este, fii atent, trebuie să citesc asta, că mă încurc altfel, o diplomă din 2 iulie 133, eliberată de Hadrian soldatului Sepenestus Cornon, din cohorta 1 britanică, staționat la Acășei, dar în apropiere. În apropiere de aici. Retragerea aureliană nu a afectat foarte mult viața economică, pentru că se găsesc monede în repetate rânduri. Trebuie să spun că sunt modene similare în zona Nicula, că tot venim de acolo, Țaga, Iclodul, de unde este pictorul icoanei, de zona este atinsă foarte, foarte mult de prezență romană. Apoi, în secolul IX, avem la Gherla voievodatului Gelu, mai întâi în comitatul Dobâcă, apoi în secolul inferior. Apoi, în secolele 9-11, avem Novum Castrum, la 1291 avem deja Gherla Hida, podul Gherla. Rexul, regele Andrei al III-lea, către localnicii din Ognadej, le întărește niște privilegii. 1291. Și era și un punct vamal, probabil că de aici podul, un punct vamal care se chema Candia. Apoi, dau pagina și citim mai departe. 1540, cetatea Gherlei se cheamă Novum Castrum, Balvanosus Vocatum, deci numită Balvanos, da? În 1467, donată Episcopiei Catolice de Oradea, în 1525, controlată și girată de episcopul Ferenc Pereni, în prima jumătate al secolului XVI, o cetate regală construită de Martinuții. Aici ne apropiem deja de istoria locului acestuia. Da. Este o cetate care la 1580 intră în posesia lui Sigismund Bathory, în 1599 în posesia lui Mihai Viteazu, care este înfrânt și generalul Basta transformă cetatea într-o cazarmă de ofițeri germani. Deci tot ce vedem de jur împrejurul nostru la un moment dat devine cazarmă de ofițeri germani. Da? În 1701 este ștearsă din rândul cetăților de război și în 1785 este transformată în închisoare centrală sub denumirea Carcer Magni Principatus Transilvaniei. Deci 1785. Între 1757 și 1860 se edifică clădirea închisorii, dar trebuie să spunem foarte serios celor care ne urmăresc că, de fapt, o parte din clădire e mai veche, sub regele Ioan Zapolia, pe la 1540 un pic. De altfel, domnul Radu Ciuceanu povestea la un moment dat într-un interviu și i-a spus-o și la televizor odată că, de fapt, beciurile Gherlei sunt de la 1500. Închipuiesc ce istorie nenorocit răsturnată împotriva oamenilor într-un oraș care, până la urmă, a fost extrem de primitor și extrem de binevoitor pentru tot ceea ce s-a întâmplat în istorie. E un oraș baroc, dacă vrei, un oraș baroc care este construit după planurile aduse de episcopul armean Oxendius Vărzărescu. El aduce planurile probabil de la Roma. Mihai Apafi speră că poate trage partea sa spre protestantism și aduce pe armeni în cetate, mai aproape de cetate. Avem două biserici ridicate de armeni. Prima și cea mai veche este biserica Solomon de o sobrietate ieșită din comun, iar cea de-a doua, care iarăși este foarte importantă, este Biserica Armeno-Catolică Sfânta Treime din centrul cetății la 1742, ridicându-se și o mănăstire franciscană. Dar trebuie să ne întoarcem la 20 octombrie 1785, când împăratul Iosif al II-lea transformă în carcer Magni Principatus Transilvaniei, închisoare centrală pentru Transilvania. Ea devine așa, într-un fel sau altul, o mare închisoare, pentru că în 1857-1860 înghițeau aici cam 3.000 de oameni pe an. Erau, treceau 3.000 de suflete. În 1913 este Institut pentru Prevenția Minorilor. Din 1945 și 1964 vom merge să povestim mai departe, intrând pe suporta aceasta care, într-un fel sau altul, pentru foarte mulți înseamnă greu, iar la ieșire înseamnă libertate, pe care sper să învețe să și-o păstreze. Aceasta este istoria deocamdată în date a locului. Vom intra în inima acestui spațiu pe care
în care eu am trăit una dintre cele mai frumoase momente din viața mea, când se termina o clasa 8-a, unul dintre cei care era în clasa 1 atunci avea o vârstă foarte înaintată, a primit diploma și a fost felicitat de noi, cei care dădeam diploma. El săruta inima, diploma, avea 61 pic de ani. Și era și în școala primară, era deținut aici. Era în clasa 1 și l-am întrebat, de ce faci asta? Zice, o fac, zice, unde-i mama să mă vadă că am învățat să scriu. Aha. Poate e bine să aducem aminte că uneori îi scăpăm pe oamenii aceștia aici și pentru că nu îi îngrijim niciodată. Dar pentru asta trebuie să intrăm și să învățăm. Suntem în miezul duhovnicesc al locului, dacă pot să spun așa. Duhovnicesc, hai să spunem, poate pe fundal să mai aude ceva din muzica din oferită celor care astăzi își satisfac aici stagiul de iertare. Am trecut printre ei și ne-au salutat cu dragoste și ai văzut că relația este între ei și preot, este aceeași pe care o vezi peste tot unde există pocăință, părere de rău și prietenie. Da. Suntem aici, de fapt, într-un monument ridicat pe locul unde oamenii au fost schingiți și bătuți, că de fapt de-aia am venit să filmăm la Gherla. Și ca să atragem atenția că și cei de azi au nevoie de sprijinul nostru ca societate, că procesul integrativ începe de aici. Dacă vrem să salvăm ceva, trebuie să-i ajutăm pe cei care stau cu ei închiși aici. Și ai văzut că între cadre am găsit un sprijin și real. Trebuie să le mulțumim tuturor celor care ne-au fost. Dar trebuie să le spunem așa, că ne aflăm aici într-un loc în care, începând cu anul 1948 și apoi 50, au început arestări masive, ucideri în culpă, îndrăznesc să spun până la capăt. În spatele tău, dacă te uiți, este un pomelnic întreb cu oameni care au împlinit aici, într-un fel sau altul, și misiunea lor de slujitorii bisericii. Aici sunt numai slujitorii bisericii, dincolo de ceilalți toți, pentru că am să-ți povestesc din listă și câteva nume care nu sunt slujitorii bisericii. Sunt oameni care au făcut aici pușcăria și, uite, în mintea mea sare direct Lupa și Ioan, fostul protopop al Săliște și profesor universitar de istorie, l-am descoperit pe părintele Dâmboiu, Victor de la Răușorul Brașovului, pe care îl cunosc prin cei apropiați ai săi. L-am descoperit părintele Oprea Crăciun de la Cinciș, care era, sau pe părintele Neftănăilă de la Breaza Brașovului. Observi, oameni care au ajuns până către straja, părintele straja, ceilalți toți care au ajuns până către noi în istoria modernă și au dat mărturie de tot ce s-a petrecut aici. Din drama acestui loc am învățat inclusiv de la cei mulți ostași care, din Oastea Domnului, care au fost închiși la Gherla. Aici au satisfăcut mare parte din stagiul de arestare și de detenție. Unul dintre ei, fratele Ghiță Precupescu, fiind unul dintre cei care mi-a povestit cel mai mult despre ce s-a petrecut aici. Eu tot râdeam, în ciuda faptului că l-a obligat să spună că nu va spune niciodată. A făcut o mare parte din închisoare aici, o altă parte la canal. Tot aici au făcut pușcărie, tot de la oaste sunt încă 2-3 frați. Ioan Capătătrei să-l amintesc, pentru că îi cunosc dosarul și am văzut prin ce a trecut în stagiul de aici, de la Gherla, așa ca și prin puține la trecere pe la Iud. Gherla n-a fost un spațiu plăcut, a fost un spațiu al teroarei și aici, să o spunem cinstit, n-au fost închiși. Eu tot îi aud de ani de zile pe unii că au fost închiși doar cei care au făcut politică sau, de fapt, orice opozant la adresa guvernului socialist, comunist, au avut de plâns. Unii au spus, uite, apare inclusiv Traian Dorz acolo, dacă te uiți un pic șters. Vezi? Da. Livezile, Bihor, poet creștin. Fratele Traian a stat foarte mult aici și din lucrurile pe care ni le povestește la ieșirea din închisoare, puține, că era un om extrem de echilibrat, sunt întâmplări care s-au petrecut aici. Printre numele de aici pot să spunem Valer Bejan, Iosif Capotă, Ioan Cârja, Ion Fluieraș, George Guțiu, care avea să ajungă episcop și un mare latinist, Iosif Jumanca, el a murit aici, Lazar Lobonț, Cornel Lupu, Ioan Nistor, Ioan Pantazi. Aici o poveste întreagă. Părintele Iustin Pârvu, Ioachim Păcurar, Constantin Rugină, Dinu Pilat. Sunt nume care le știm, dar patru sunt așa. Cred că oricine în România, dacă îl trezești noaptea, trebuie să știe biografia a patru oameni de aici. Nicolae Steinhardt, Vladimir Străinu, Vasile Voiculescu și Richard von Brandt. Hai să-i repetăm, poate vor pune mâna pe cărți și vor citi. Nicolae Steinhardt, Vladimir Străinu, Vasile Voiculescu și Richard von Brandt. Trebuie să le spunem că vom vorbi, mai ales despre părintele... Dacă vrem să ne salvăm într-un fel sau altul conștiința asta, care unii o jură că e patriotică, uite, aici sunt până la urmă doi evrei convertiți la Hristos, Vladimir Străinu și Vasile Voiculescu, care n-au de-a face cu naționalismul nostru, au de-a face cu faptul că într-o națiune care se dezagrega sub plutonul de execuție al ideologiei,
au căutat să-și trăiască până la urmă împlinire alături de sfinții ceilalți ai bisericii. Suntem în curtea interioară a bisericii penitenciarului, nu foarte departe de locul în care acum e clubul sportiv, să-i spunem, și sala festivă. Nu suntem foarte departe, peste gard, așa, într-un lateral, este un alt cimitir al Gherlei, în care nu au fost îngropați deținuți politici, pentru că vom vorbi atunci în episoadele următoare, vom vorbi și despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar merită să spunem că există o cifră care a fost adusă la cunoștință de către domnul Radu Ciuceanu, el însuși făcând aici 12 ani. După 12 ani vine și ne povestește despre faptul că aici au murit peste 6600 de oameni în detenție. Există documente pentru ei la Institutul Național Studiilor Totalitarismului, documente. 6600 este o cifră avansată, cealaltă este de 10.000 de oameni care au murit aici și sunt convins că au fost 10.000. Trebuie să spunem că l-au rugat pe operatorul nostru, pe Andrei, cred că l-am rugat, la un moment dat să ia de la intrare acel Dominus Advitore Protector Meus Quentim Ego. Domnul este păstorul sau păzitorul și protectorul meu, numai de el mă tem. Înscris pe vechiul castel al lui Zapolia, preluat ulterior de tot ceea ce a însemnat reconstrucție și reașezare, și care a rămas acolo arătând că, într-adevăr, dincolo de zidurile acestea, chiar dacă te tem de oameni și te pot atinge oamenii cu răutatea lor, Dumnezeu trebuie să rămâi cu Dumnezeu care este deasupra ta. Din punctul meu de vedere, cred că efortul nostru de a veni încoace, acest mesaj îl transmite acum spre toamnă, că mai puțin și prăznuim, nu, în 25 octombrie trece eliberarea ultimei palme de pământ de la Carei, dar noi avem de eliberat încă o parte din toate rănile astea prin care istoria noastră a fost absolut zdrobită, răstignită, ucisă. Va trebui să învățăm la un moment dat că dacă vrem să ieșim ca ucenicul din Evanghelia de azi, dezdrăciți din contactul cu istoria, va trebui să învățăm să trăim înaintea lui Hristos cu această conștiință. În timp ce o parte a nației se dădea cu o ideologie pestilențială în cele din urmă, o altă parte a nației române rezista la modul admirabil și nu întâmplător, și cred că intuiesc viziunea mitropolitului Bartolomeu Anania. Nu întâmplător, curtea interioară este marcată de sfinți, de cuvioși, de martiri, de Avram Iancu și de ceilalți de la Alba Iulia. Arătând odată în plus că geneza unui popor stă pe toți oamenii de rezistență ai poporului respectiv. N-avem o dată să știm în care s-a construit pentru prima dată un locaș de cult în închisoarea de la Gherla. Probabil că imediat după 1921 s-a revenit și avea un preot militar, pentru că există rapoarte ale unui preot din Gherla care către arhiepiscopie cu activitatea misionară de aici, de la Gherla. Dar ceea ce mi se pare mie foarte important e să înțelegem că locul acesta este acum un loc de recuperare, nu mai este de mult un loc de batjocorire și de umilire publică. Numai Dumnezeu știe ce au simțit zidurile astea și în ciuda restaurării permanente a spațiului de locuit pentru a ajunge la standarde europene cât mai înalte, el păstrează în continuare și urma aceasta a durității perioadei acesteia comuniste extrem de dificile. Să nu uiți că în 1987 încă erau oameni arestați pentru trafic de Biblii și încă mai erau arestați aici în penitenciarul de la Gherla, și că nu întotdeauna lucrurile pe care se petreceau erau în conformitate cu duhul legii, dar reacția multora dintre oamenii de aici a fost cu totul salutară și de excepție. Până la urmă, Steinhardt aici a cunoscut și gardianul cu exces de zel și gardianul cu omenie, ca și Richard Wurmbrand, care povestește în dese rânduri ambele extreme ale prezenței acestui duh de gardian în istoria României. Cu alte cuvinte, lăsăm în spate un pomelnic de mărturisitor ai legii strămoșești. Ți-am spus, pe câțiva identifici, sunt, citind atât de mult despre ei, devin prietenii tăi, le îndemn pe tineri să citească viețile oamenilor acestora. N-ar fi rău deloc să avem, câteva cărți obligatorii în literatura română modernă. Scopul nostru să-i aducem în atenția publicului și oamenii să cunoască și să-și reamintească de astfel de într-o oază oarecum intimă a penitenciarului, care astăzi pune la dispoziția celor arestați aici posibilitatea de a intra pe grupuri, de a se ruga, să intrăm și în Sfânta Biserică, de a se întâlni cu Dumnezeu și în modul acesta. Aici, în urmă cu ceva ani, la o conferință foarte intimă între noi în sala festivă, s-a întâmplat momentul cu nenea care și-a sărutat diploma, mulțumind, bucurându-se că poate îl vede mama lui din cer, că a învățat să scrie, dar tot aici am într-un dialog cu cei din penitenciar, le-am spus că cea mai frumoasă rugăciune pe care o pot spune seara înainte de culcare, ca să le treacă frica, este: Doamne,
pentru rugăciunile celor care au murit pentru tine în celula mea, miluiește-mă pe mine, păcătos. Ce frumos! Dar asta e pentru România întreagă. Până la urmă, Gherla este un osoar, e un chivot și noi trebuie să învățăm să respectăm asta, pentru că acest chivot nu poate fi batjocorit niciodată. Intrăm în Sfântul Lucaș. Suntem în fața unui iconostas care auzi multe și cred că reprezintă într-un fel faptul și toată zdroaba oamenilor de aici. Dacă te uiți bine, toată iconografia tăierea capului Sfântului Ioan Procul și înainte mergătorul, batjocoria lui Iisus Hristos, omorirea Sfântului Ștefan și dreptul judecător spune multe despre viziunea asupra acestei capele în conștiința oamenilor de aici. Eu am spus, noi am venit aici nu doar să ne aducem aminte de perioada comunistă, ci să ne aducem aminte că aici sunt oameni care sunt angajați pentru a-i proteja și sunt ei cei care, într-un fel sau altul, sunt puși aici ca să ne protejeze Ministerul Justiției de prezența lor în societate. Dar ei nu trebuie uitați. Noi am construit o Românie fără penitenciare, ca și cum Irenela exista. Chestia asta e nedreaptă. Noi trebuie să ne aducem aminte tot timpul de ei, rugăciunea pe care biserica o face în fiecare duminică pentru cei care sunt în lanțuri și pentru cei care au nevoie de izbăvire de aici, este una cât se poate de reală și trebuie să treci printre ei și să-i vezi și pe angajați și pe cei care se află deținuți, aflați în penitenciare, ca să înțelegi că aici este tot o Românie care are nevoie de sprijinul și rugăciunea întregii societăți. Altfel, istoria de afară, pe care am povestit-o aseară, afară se poate repeta oricând. Pentru că o problemă ideologică poate reveni în permanență și poate umple aceste penitenciare cu oameni care, știu eu, vorbesc prea liber, gândesc prea liber, iubesc adevărul cu prea mare libertate. Până la urmă, suntem în această situație de a vedea cum se construiește în timp o istorie întreagă, nu venim de departe, deja de pe la 1500 și un pic, până în zilele noastre, ca un spațiu al recluziunii, dar și al finalității spre libertate. Mulți dintre cei care i-am citat au ieșit afară din închisoare. Sigur, nu au mai fost liberi pentru că securitatea i-a urmărit tot timpul, i-a vânat tot timpul, dar și aici, și în libertate, ei și-au păstrat aceeași verticalitate în Hristos. Să nu uităm, capătul reeducării de la Pitești a fost și Gherla. Ce s-a întâmplat în tot ce s-a întâmplat în marea colonie penitenciară românească s-a petrecut și la Gherla și vom vedea undeva în episoadele viitoare, vom trăi împreună o redevelopare a întregului sistem penitenciar din România și a dramei românești. N-aș vrea să ne luăm rămas bun fără să facem o paralelă între Evanghelia de astăzi și locul acesta. Am spus că e o dezdrăcire până la urmă. Asta în fața lui Hristos înseamnă să te așezi într-o situație de a te dezdrăci. Eu știu efortul celor de la Gherla din ultimii 30 de ani mai bine decât mi-am închipuit vreodată. Oamenii au muncit foarte mult să le ofere o libertate interioară oamenilor de aici. Ce vezi aici? Sala aceasta de rugăciune, biserică, e o biserică, capela aceasta, sala de festivități, sala de întâlniri, au în ele această posibilitate de a spune sunteți încercați să deveniți liberi. Ai văzut că la intrarea în penitenciar scrie acolo pe o plăcuță, ești liber când înveți că nu e bine să faci rău, cam așa, știi? Adică e o posibilitate care le este acordată, trebuie să-i sprijinim în asta, trebuie să ne rugăm pentru asta, trebuie să învățăm că până la urmă eu sunt convins că cei care au murit aici la Gherla pentru Hristos se roagă pentru ei. Există un sinaxar nescris al Gherlei în care oamenii aceia care au plecat se roagă pentru aceștia de aici. Ei nu-i privesc cu scârbă cum îi privim noi, ei nu-și privesc camarazii de penitenciar, chiar dacă motivele pentru care sunt în închisoare și unii și alții diferă foarte mult. Și trebuie să spun că în foarte multe situații comunismul a crezut că dacă îi amestecă pe cei de drept politic cu cei de drept administrativ, care sigur că erau câțiva dintre ei chiar fioroși din foarte multe puncte de vedere, o să-i umilească pe politici. S-a constatat că până și administrativii, cei care erau de drept comun, au constatat clar că oamenii aceștia au cu totul ceva special în ei și dintre amintirile celor care au făcut Gherla se păstrează și această amintire că în momentul în care le-a fost extrem de greu și când părea că totul este sfârșit pentru ei, mâna întinsă la una dintre revoltele de aici,
Mâna întinsă de cei de la Deschidiții de Drept Comun a fost fundamentală. Gherla este primul penitenciar din România care își scuture lanțurile și are curaj să se ridice și să strige împotriva dictaturii. Și este important să înțelegem acest lucru și poate despre asta vom putea vorbi într-o ediție următoare. Trebuie să le mulțumim încă o dată celor care ne-au permis, ne-au dat acordul să fim aici și care ne-au însoțit cu atâta căldură să le oferim telespectatorilor un astfel de episod și să promitem că săptămâna viitoare vom realiza o ediție și mai interesantă, am putea spune, să spun tot din aceste locuri. Un cuvânt de încurajare pentru toți colegii din ANP care lucrează la, mai ales cu sectorul educativ, cu care m-am simțit întotdeauna deopotrivă. E o muncă foarte grea, aproape insesizabilă, dar de care, dacă nu se mai manifestă ca atare într-un sistem cum este cel al Agenției Naționale a Penitenciarilor, lucrurile sunt ratate cu totul. Oamenii aici nu vin doar să fie claustrați și puși la păstrare, ci și ca să învețe că sunt oameni, să-și readucă aminte că sunt oameni. Biserica de aici, hramul acesta de lumină izbăvitor în mijlocul greu al penitenciarului, cred că este o astfel de fereastră spre omenie. Vă mulțumim, Părinte, și Doamne, continuăm săptămâna plecăm viitoare. Din Gadara. Doamne, așa.